Bună dimineața, doamnelor și domnilor, așteptăm aici la biroul electoral central datele finale privind alegerile locale și cele europarlamentare de ieri. Știm deocamdată prezența de ieri de la urne. 51,21% dintre români au votat pentru alegerile europarlamentare și au ales cei care le fac cunoscută vocea la Bruxelles. 50,17% dintre români au votat pentru alegerile locale. În ceea ce privește rezultate, deocamdată nu avem rezultate finale de aici la biroul electoral central. Așteptăm rezultatele, așteptăm să vedem cine a câștigat și ce procente au luat marile partide la alegerile de ieri. Avem însă datele pe care le-am primit după exit poll-ul din de aseară, cursă Avangard. La alegerile europarlamentare, votul pe partide a stat așa: 53% PSD-PNL, 15% AUR, 11% Alianța Dreapta Unită și 5% UDMR. Nu au atins pragul de 5% partidele Reper și partidul SOS România. La votul politic pentru consiliile județene, pe primul loc s-ar fi situat, potrivit exit poll-ului dat publicității aseară după ora 22, după ce s-au închis urnele, PSD pe primul loc cu 33% dintre voturile exercitate de români, 28% PNL, 12% AUR și Alianța Dreapta Unită și 5% UDMR. Vorbim și despre datele din București. Aici lupta a fost extrem de mare, extrem de puternică. Potrivit exit poll-ului de aseară, Nicușor Dan, actualul primar al capitalei, a câștigat detașat cu 44% dintre de procente. Imediat după ce și-a anunțat victoria, Nicușor Dan a anunțat că va organiza 3 referendumuri pentru a avea mai multă putere în cadrul primăriei capitalei. La primăria capitalei, pe locul 2, s-a situat Gabriela Firea, candidatul PSD pentru primăria capitalei, cu 25% de între voturi. Piedone, Cristian Popescu Piedone, 12% și Sebastian Burduja 10%. Se calculează încă la sectorul 2, primăria sectorului 2, încă nu se știe cine este câștigătorul, cine va fi primarul sectorului 2, potrivit exit poll-ului curs Avangard. Rareș Hopinca și Radu Mihaiu au același număr de voturi, aproximativ 43%. La primăria sectorului 1, dacă exit poll-ul de la ora 20 îi dădeau la egalitate pe Clotilde Arman și pe George Tuță, potrivit exit poll-ul de la ora 22, Clotilde Armand ar avea 2% în fața lui George Tuță și ar câștiga un nou mandat la primăria sectorului 1. Așteptăm aici la biroul electoral central datele finale, așteptăm să vedem procentele exacte ale partidelor și cine sunt marii câștigători ale alegerilor de ieri.